Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia vărsător, astăzi vom face vărsător pentru luna august. Și haideți, dragilor, să vedem ce e bine către voi în această lună, dragii mei vărsători. Ce anunță această lună pentru voi? O ghidare bună, aveți sfătuitori buni aici. Să vedem cine vă ghidează și spre ce vă ghidează. Să vedem, vărsător, chakra 2. Simțiți multe aici, sunt multe lucruri care încep, poate o relație, chakra 2 și o doamnă care ține în mână o inimă. Puterea și soarele, răbdarea și invidia la capătul setului de cărți, această grădină și poarta. O karmă de familie, chakra numărul 6, care spune că aveți un văl pe ochi sau ați avut până în acest moment, pentru că aici vălul se ridică, al treilea ochi se deschide și începeți să vedeți clar, să aveți intuiție, să aveți claritate, clar viziune asupra acestei stări. Aici este un blocaj pentru vărsători din cauza unor invidii, din cauza unor energii negative. Această energie negativă dispare, nu mai are putere, dragilor, pentru că aici aveți soarele. Aceste energii se disipă în neant. Aici aveți ceasul care spune că timpul s-a oprit pentru aceste răutăți. Și este momentul să ieșiți din acest blocaj. Se deschide chakra inimii. Până acum ați stat în dubii, ați fost indeciși. Ce să faceți, cum să faceți, dar din acest moment vreți o schimbare. Vreți să vă schimbați locul, să mergeți în alte locuri, să vă întâlniți cu alte persoane, să vă faceți prieteni noi. Aveți poarta și grădina unde stați și doar admirați peisajul, abundența din afara grădinii, din afara curții voastre, din afara sufletului vostru. Dar în această lună veți avea curajul să ieșiți, dragilor, de aici. Aveți chakra numărul 2. Începeți să simțiți că viața are altă culoare privită din afara grădinii. Aici a fost un atașament puternic. Persoane care au purtat măști, care v-au ținut ancorate într-o minciună, poate. Și un domn iubitor care se apropie vertiginos de voi. O doamnă și un domn care țin în mână câte o monedă. Vine cu un fulger, vine cu o conștientizare în care veți înțelege că trebuie să faceți ceva în viața voastră pentru ca lucrurile să se schimbe. Da, văd aici persoane care vin în ajutorul vostru, persoane bune din jurul vostru. Aici ați rămas cu puține persoane în jurul vostru, dar persoanele pe care le-ați ales merg cu voi și merg pe un drum bun, aveți succes aici. Ce nu știți este că puterea, aici veți acționa fără ego, fără vanitate, fără să vă gândiți decât la ceea ce meritați voi. Ce nu știți este că vă luați puterea înapoi, iar acest lucru vă luminează calea, vă deschide drumuri către o persoană iubitoare, către un job bun, către o carieră bună, către o însănătoșire. Dragilor, ați fost într-un blocaj, ați stat aici, poate lipsiți de apărare, poate nu ați conștientizat, pentru că aici vălul v-a ținut într-o poveste care nu era a voastră. Era o poveste, o karmă de familie care v-a închis sufletul. Și nu v-a lăsat să acționați. Este momentul ca sufletul vostru să se deschidă și voi să ieșiți pe această poartă, să mergeți către visul vostru. Da, îmi place mult pentru că prima carte din această citire este chakra numărul 2. Este chakra eu simt, dragilor. Este acel moment în care conștientizezi că este timpul să simți iubirea pe care tu o emani, să simți iubirea care vine către tine. Da, ați avut aici sufletul închis,
dar conștientizați că este timpul să vă deschideți către o nouă iubire, să faceți pace cu trecutul și să luați decizia corectă. Aici ce nu știți voi este că pe oricare drum o veți lua, va fi bine pentru voi, pentru că această karmă de familie, acest tipar bine învățat, îndoctrinarea a luat sfârșit. Aici încep să vezi scopul tău, misiunea ta. Este o lună de conștientizare pentru vărsător. O lună în care faci pace cu trecutul, cu oamenii din trecut care au fost invidioși, care ți-au trimis multe răutăți aici. Nu mai primești aceste răutăți de două ori soarele în citire. Marea preoteasă, regina de săbii, regele de săbii, un suflet pereche, nebunul, wow, ce etalare frumoasă, și 10 de monede la capătul setului de cărți, 5 și 7 de spade, cu asul de spade și turnul. Wow, voi aflați aici un secret mare, dragilor. Aflați aici un adevăr care va sparge toate tiparele și vă va vindeca. 4 de săbii. Frumos. Un cavaler de monede, care este acest rege de săbii, geme învărsător, balanță, care vine către voi. Ați ieșit un cuplu divin aici, în propria citire. Sunteți în energia voastră, sunteți în momentul adevărului, de trezire, de conștientizare. Momentul în care tu vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei să îți deschizi o afacere, vrei să câștigi prin munca ta din ceva nou, din ceva ce te pasionează, din lucruri foarte bine puse la punct. Ieși din acest blocaj și mergi către lumină. Prima carte este soarele, ultima carte este 10 de monede. Aici este un nou început între două suflete pereche, dar aceste suflete pereche se vor uni în această lună august după aflarea unui adevăr. Poate aici aflați că partenerul cu care ați stat într-o relație v-a trădat, a mințit, v-a înșelat așteptările. 5 de cupe, regreți pentru o scurtă perioadă de timp, pentru că tu aici îți iei puterea înapoi și lași această durere în urmă, plecând spre visul tău. 9 de cupe, da. Văd aici multă karmă pentru vărsător, multă karmă care se rupe. Voi aici rupeți o karmă prin aflarea unui adevăr și se face lumină, dragilor. Este momentul, este timpul, răbdare ați avut, timp ați acordat, șanse ați acordat celor din jurul vostru, persoanei cu care ai fost. Acum este momentul pentru ca chakra 2 să se vindece. Pentru ca iubirea, pasiunea să-și facă loc în viața voastră. Voi aici aveți parte de o persoană care vine în viața voastră pentru a întemeia o familie, pentru un vis. Ce vei afla în această lună te va aduce în lumină, te va pune în echilibru și vei putea să manifesti sănătos tot ceea ce îți dorești tu. Ascultă-ți sufletul și întreabă-l ce-și dorește cu adevărat, pentru că aici nebunul te lansează într-un început fantastic. Ai încredere în propria persoană, manifestă, pune-ți intenții bune în univers. Ai soarele, aici poate să se nască un copil, poate să se nască o idee, poate să se nască o afacere, o nouă misiune. Conștientizezi care este misiunea vieții tale. Aici ai o misiune alături de o persoană care poate fi în aceeași zodie cu tine, tot în vărsător, în gemeni sau în balanță sau în pești sau în leu poate fi aici o persoană. Am văzut și regina de monede. Tu vrei o familie, vrei să-ți întemeiezi o familie și vei putea în această lună să găsești persoana potrivită, dar aici trebuie să treci un hop, trebuie să afli un adevăr despre familia ta de bază, despre partenerul, partenera ta, despre viață în sine, o idee pe care și o informație pe care nu ai accesat-o până acum. Este momentul ca să se facă lumină în viața ta. Este o etalare foarte frumoasă pentru vărsător. Vărsătorul transcede iluzia.
trece mai departe de tot ceea ce a avut de învățat până acum și merge către un vis. Este frumos aici. De două ori soarele în aceeași citire. Chakra numărul 2, multă pasiune. Aici se deschide o nouă eră pentru tine. Aici avem haos și conflict. A fost aici 5 și 7 de săbii, o nebuloasă mare, un moment în care te-ai simțit singur, abandonat sau te vei simți după aflarea acestui adevăr, dar pentru o clipă, pentru că aici intri în meditație și îți dai seama că viața ta este despre tine, că poți avea un nou început, indiferent de statut, de vârstă, de condiții, poți manifesta tot ceea ce îți trebuie ție. Aici văd familie fericită, împlinire, cu un suflet pereche. Dacă sunteți într-o relație și lucrurile nu au funcționat până acum, se rup aceste energii de joasă vibrație și te îndrepți către o nouă viață. Foarte frumoasă această etalare pentru vărsător. August aduce vindecarea conflictului, încheierea conflictului, vindecarea rănilor, răbdarea s-a încheiat, persoanele invidioase nu mai au puterea asupra ta pentru că ai început să le vezi și să îți impui limitele sănătoase, te îndrepți aici către ceva minunat. Aici este cea mai înaltă vibrație. Dragilor, încheiați niște lucruri care v-au îngreunat, poate să primiți o moștenire, poate să vă cumpărați o casă, poate să vă întemeiați o familie. Voi ați avut aici niște energii negative, ați stat într-un regret, ați stat într-un blocaj. 5 și 7 de săbii, haos și conflict, totul se vindecă pentru că în această lună începi o nouă viață. Posibil să te muți, posibil să-ți cumpere o casă, posibil aici să-ți întâlnești sufletul predestinat. Aici aveți energia masculină, un divin masculin care se îndreaptă către tine sau un divin feminin. O mare schimbare în vânt. În viața ta capătă un alt sens. Vărsătorii aici se redescoperă. Intuiție bună, vibrație înaltă. Frumoasă luna pentru voi, vindeci durerea, haosul și conflictul dispar, te îndrepți cu pași repezi către o nouă viață pasională alături de un suflet pereche. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc un august plin de pasiune și iubire. Vă pup, pa, pa!